Astăzi, generozitatea dumneavoastră a făcut posibil să sărbătorim împreună 110 ani de existență a uneia dintre cele mai influente organizații active la nivel mondial. Nu întâmplător, Rotary International are o reputație excepțională de moralitate și implicare socială, în primul rând datorită celor peste 1,2 milioane de rotarieni, personalități de prim ordin în domeniile lor de excelență profesională și în comunitățile unde trăiesc. Apoi aș vrea, cu permisiunea noastră, să mulțumesc colegilor mei, celor peste 3.000 de rotarieni din districtul România și Republica Moldova, pentru abnegația și devotamentul cu care acționează ca voluntari pentru a face lumea în care trăim mai bună și mai frumoasă. Și aici vă rog să-mi dați voie să am o apreciere cu totul specială pentru mișcarea rotariană din Iași. Cele 4 cluburi, Rotary Club Iași, Rotary Club Iași 2000, Rotary Club Iași Copou, Rotary Club Iași Curtea Domnească, cluburile Interact și Rotaract, fiind dintotdeauna printre fruntașele districtului nostru. Din toată inima, felicitări rotarienilor din Iași. Sărbătorim astăzi 110 ani de Rotary, dar mai ales ne amintim de angajamentele noastre pentru cauze sociale. Festivitățile de aici, de la Iași, la fel ca și cele din întreaga lume, precum și onoarea pe care comunitățile umane de pretutindeni ne-o arată, demonstrează că avem toate motivele de a fi mândri de proiectele și serviciile dăruite societății în mijlocul căreia trăim. Ne spun însă și că am intrat în al doilea secol al existenței spiritului rotarian și că avem obligația de a-l perpetua, prin noua construcție la care suntem chemați să punem temelie. Noile noastre echipe rotariene se vor ocupa cu idei noi, vise noi, planuri noi și noi obiective, iată de ce trebuie să ne uităm înainte cu o nouă vigoare, cu un entuziasm renăscut, care să contribuie la realizarea angajamentelor noastre pentru acest an special. Rotary International are 110 ani de serviciu pentru umanitate. Să primim această moștenire și să ne folosim de oportunitate pentru a îndeplini visele noastre, pentru a face ca ideile inovative să devină realitate în serviciul nostru și astfel să creăm un impact cu adevărat major în comunitatea noastră. Trebuie să facem din Rotary un brand pentru a servi. Fiecare membru al societății trebuie să fie conștient de serviciile oferite de Rotary și ar trebui să știe că dacă el se apropie de un rotarian, suferința lui poate fi cu adevărat micșorată. Sărăcia, statusul sanocen precar și mai nou analfabetism în țara noastră sunt cauze principale ale celor mai multe dintre problemele noastre. Trebuie să ne dăm mâinile în programe proprii de succes, așa cum am făcut-o pentru eradicarea poliomielitei. Trebuie să îmbunătățim puterea noastră de a face cluburi mai bune, mai curajoase, mai mari, crescând diversitatea vocațională a membrilor lor. Programele noastre trebuie să fie astfel gândite încât tinerii din comunitate să fie atrași de Rotary și să simtă, să înțeleagă că Rotary este un mediu cu adevărat în serviciul omenirii. Prin organizarea de proiecte durabile și utile care vor servi comunitatea, putem încuraja oameni dinamici și cu vocația necesară să participe la acțiunile noastre, poate chiar să se și alăture cluburilor Rotary. De ce nu? Suntem o elită care își deschide brațele pentru toți cei care vor să facă o lume mai bună. În sfârșit, nu trebuie uitat că pentru a reuși să implementăm proiecte mari și durabile, trebuie totuși să participăm la noile programe ale de finanțare ale Fundației Rotary. De fapt, este ca și în viață. Nu poți să primești într-una, mai trebuie și să dăruiești. Nu știu cum se face, dar de câte ori dăruiești mai mult, la final primești din ce în ce mai mult. Prietenii mei, arătați-vă abilitățile, creativitatea și dorința pentru munca în Rotary și veți simți că lumina Rotary se aprinde în viața voastră a tuturor. Și asta este tot ce poate fi mai minunat. Doamnelor și domnilor, stimați invitați, veniți alături de noi pentru a face împreună o lume mai bună. Vă mulțumesc!
deschisă ceremonia aniversară. Evident, nu putem vorbi despre Rotary și proiectele sale fără să prezentăm o scurtă istorie a mișcării rotariene. Vă invit în cele ce urmează să urmăriți un scurt film care prezintă mișcarea rotariană. După care, domnul Petre Diculescu va prezenta mesajul Rotary Internațional. And keep them healthy. Shelter families. And train a new generation. Give the poor a chance to better themselves. Create a worldwide network of peacemakers. And conquer a disease that has killed or crippled millions. Could one person do it? What about 1.2 million? My name is Frank Wessel. You're right, Will. Gaston Cavate. I'm so happy to feel this. Dr. Naresh Goyer. No, I love him. Gary Burris. My name is Matthew. Warren Hoffman. Lisa Simmons. Derek Kimani. You call me the Edward. Marie Seymour Aurora. These men and women are changing the world. They're members of Rotary. Professionals and community leaders organized into more than 32,000 clubs worldwide. They volunteer at the local, regional, and international levels and dedicate themselves to a simple motto, service above self. That's what Rotary is all about. Vision to see, faith to believe, and courage to act. So many of us, we sit back and we go, gee, I'd really like to help somewhere in the world, but I don't know how to do it. And Rotary gives you all the tools you need. Personalmente tengo. Just the fact that you are a Rotarian opens doors all over the world. For members of Rotary, no project is too big. Working with UNICEF, the World Health Organization, and the CDC, Rotary has immunized more than 2 billion children against polio and reduced the disease by more than 99% worldwide. With not too many dollars, these Rotarians and our partners are doing a tremendous job, very effectively, very efficiently. Rotary has spent more than $500 million on international scholarships and foreign exchange. While its graduate-level programs in conflict resolution train peacemakers from around the world. When I started working for Interpol at the United Nations, I already had the background to understand international relations. For Rotary members, the reward is immense and immediate. Helping others is one of the things that they really enjoy. It makes my day. What's that like? The salary I receive spiritually is so huge that you cannot put a value on it. Being a Rotarian is almost selfish. Yes, I help people, but I get so much in return. When our world seems senseless and even hopeless, Rotary Club members of all races, colors, and creeds join together to care. Hopefully we can bring some hope and some help, emotionally as well as physically. To protect. The job that is to be done can be done. To connect. But no one has a dry eye at any of these projects because the kids will come back and ask for a picture with their doctor. And to make a difference. It is possible because we are Rotarians. We can do it. We should do it. But even for 1.2 million volunteers, changing the world is no easy task. Learn how you can become involved. It only takes a drop to make a river. And all we have to do is just make sure that we are in the right direction, we're committed to it, and it will get done. Rotary International. Ordinary people working together to accomplish extraordinary things. Trăim astăzi sub semnul unei întreite aniversări, fără să mai socotesc ceea ce se întâmplă la Iași. 110 ani de la fondarea primului club Rotary, 70 de ani de la intrarea în Organizația Națiunilor Unite a lui Rotary și 30 de ani de la declanșarea campaniei noastre mondiale împotriva poliomielitei. Să vedem așadar ce este și ce vrea Rotary Internațional. Rotary a luat ființă în 23 februarie 1905,
odată cu formarea clubului Rotary din Chicago, Illinois, Statele Unite, în calitatea sa de primă organizație de ajutorare din lume și a fost fondat de avocatul Paul Harris. Așa cum știți, astăzi Rotary este organizația elitelor profesionale, a oamenilor de afaceri și a reprezentanților diferitelor profesii din întreaga lume, care consideră importantă asigurarea de servicii umanitare, care încurajează înalte standarde etice în toate domeniile de activitate și ajută la menținerea păcii, precum și la stabilirea de relații de bună înțelegere între popoare. Rotary întrunește 1.200.000 de membri de ambele sexe în 34.000 de cluburi din 154 de țări și 35 de zone geografice ale lumii. Rotary unește oamenii, indiferent de rasă, credință, convingeri politice, într-o atmosferă de prietenie. Rotary International reprezintă asociația tuturor cluburilor Rotary din lume, având drept principal motou, ajutor mai presus de sine. Cele trei obiective principale ale Rotary International sunt încurajarea, extinderea și supravegherea activității Rotary în întreaga lume, precum și coordonarea și conducerea pe zone geografice, numite districte Rotary, care au în frunte un guvernator pentru o perioadă de un an și care este funcțional al Rotary International. În prezent există mai mult de 530 de districte Rotary în întreaga lume, grupate în 6 regiuni, una dintre ele fiind CEMA, cuprinzând Europa continentală, nordul Africii și zona mediterană, din care facem și noi parte. Președintele Rotary International este ales pe o perioadă de un an, iar directorii pe o perioadă de câte 2 ani. Toți conducătorii Rotary, atât la nivel internațional, cât și la cel local, sunt voluntari nesalarizați. Secretariatul Rotary International sprijină clubului Rotary pentru îndeplinirea unor proiecte și activități de ajutorare, fiind alcătuit din diferite birouri. Cartierul general al Rotary se găsește la Evanston, în Chicago, o suburbie a orașului Chicago. Serviciul regional al Rotary International pentru Europa și Africa se află la Zurich, în Elveția. Există încă 7 filiale care acoperă regiunile mondiale. Obiectivul principal al Rotary este de a încuraja și promova idealul de a servi ca fundament al acțiunilor sale de binefacere și, în special, să încurajeze și să promoveze dezvoltarea cunoașterii ca oportunitate pentru a servi, standarde etice în afaceri și profesii, recunoașterea meritelor profesiilor folositoare și demnitatea vocației fiecărui rotarian ca o oportunitate de a servi societatea. Aplicarea idealului de a servi pentru fiecare rotarian în viața personală, în afaceri și comunitate, dezvoltarea înțelegerii, bunăvoinței și păcii internaționale într-o lume a oamenilor de afaceri și profesioniști uniți în idealul de a servi. Misiunea Rotary internațională este aceea de a susține membrii cluburilor în atingerea obiectivelor organizației Rotary, prin promovarea unității între membrii cluburilor, consolidarea și extinderea organizației Rotary în lume, comunicarea la nivel mondial a proiectelor Rotary, promovarea unui sistem internațional de administrare. Etica și spiritul Rotary. Încă de la începutul acestei organizații, membrii Rotary au fost preocupați de promovarea standardelor etice de înaltă valoare în viața lor profesională. Una dintre cele mai răspândite și citate declarații de etică în afaceri este Testul celor 4 căi. A fost creat în 1932 de către unul dintre cei mai admirați membri ai Rotary International, Herbert G. Taylor, în momentul în care i s-a cerut să conducă o companie care era în pragul falimentului. Acest al 24-lea cod de etică pentru angajați, care trebuia urmat în viața de afaceri sau profesională, a devenit ghidul departamentului de vânzări, de producție, de publicitate și al tuturor relațiilor cu dealerii și clienții, iar supraviețuirea companiei se datorează acestei simple filozofii. Adoptat de către Rotary în 1943, testul celor 4 căi a fost tradus în mai mult de 100 de limbi și publicat în mii de moduri. Astfel, despre lucrurile pe care le gândim, spunem sau facem, putem afirma că unul, este acesta adevărul? 2. Este drept pentru toți cei implicați? 3. Va duce la mai multă bunăvoință și la o mai bună prietenie? 4. Reprezintă acesta un beneficiu pentru toate părțile implicate? Anii au demonstrat valabilitatea
acestor principii și contribuția lor nu doar la mai bună prietenie dintre rotarieni, ci și la bunul mers al proiectelor și acțiunilor noastre. De altfel, mi se pare elocvent că după mai bine de un secol, valorile și principiile care au stat la baza funcționării Rotarii sunt la fel de vii și de valabile ca în prima zi. O demonstrează cu prisosință și scrisoarea lui Gary Wang, președinte în exercițiu Rotary Internațional. Vă rog să-mi permiteți să-i dau citire. Mai sunt doar 4 luni din acest an rotarian pentru a da viață devizei noastre Light Up Rotary, aprinde lumina. Iar eu sunt mai încântat de Rotary decât oricând înainte. Am fost în 22 de țări, am vizitat 10 de orașe și am întâlnit mii de rotarieni. Am văzut proiecte uimitoare și am fost uimit din nou de munca extraordinară pe care rotarienii o fac peste tot în lume. Și am avut privilegiul de a fi parte din evenimentele Rotary, de la întâlniri de club până la cele mai avansate institute tehnologice, de la zilele Rotary și până la acțiunile ale fundației noastre. Fiecare eveniment este memorabil. Mă simt onorat, mai ales atunci când sunt invitat să particip la aniversări ale cluburilor. Pentru mine, ca președinte Rotary, a lua parte la o sărbătoare a clubului Rotary este ca și cum ai fi invitat ca un oaspete de onoare la un eveniment de familie. Și, într-adevăr, Rotary este cea mai mare familie din lume. Ai putea spune că Rotary este construit din servicii. Fiecare proiect este o altă cărămidă în clădirea mare care este Rotary. În cazul în care serviciul nostru face cărămizi, atunci nu există nicio îndoială că prietenia este mortarul care ține aceste cărămizi împreună. Văd asta în fiecare zi, dar nicăieri mai clar decât la unele dintre evenimentele speciale ale cluburilor Rotary, sărbările lor seculare. Fiind președinte al Rotary Internațional în anul 110, am fost norocos să iau parte la o serie dintre acestea. Este firesc atunci când vizitez cluburile cu vechime mare să vreau să știu care e secretul lor. Pentru că am observat întotdeauna că cluburile cele mai longevive sunt de asemenea unele dintre cele mai productive. Acestea sunt cluburi mari, active, iar rotarienii fac și lucruri mărețe. Desigur că este secretul lor. În Rotary, prieteniile puternice și abnegația de a servi merg mână în mână. Când ne bucurăm de munca noastră, atunci vrem să facem și mai departe. Vrem să muncim mai mult, vrem să funcționăm mai bine. Așteptăm cu nerăbdare întâlnirile Rotary. Chiar și atunci când viețile noastre sunt ocupate, tot vom face din Rotary o prioritate, pentru că vrem să ne vedem cu prietenii noștri și vrem să servim. Acesta este motivul pentru Rotary, pentru care Rotary este încă aici, după mai mult de 109 ani. În chineză spunem, o viață fără un prieten este o viață fără soare. Prietenii mei, Rotary dă lumină în viețile noastre, și este prietenia în Rotary, precum și serviciul către societatea, ceea ce ne permite să aprindem lumina Rotary. Light Up Rotary, Gary Wang, președinte Rotary Internațional. Vă mulțumesc! Bună seara, dragi prieteni rotarieni! Este într-adevăr o bucurie să fim împreună în această seară de dublă aniversare. Și cum putem să ne atingem de menirea Rotarii decât cu emoție și cu sensibilitate. De aceea, momentele muzicale din această seară au semnificații deosebite. Un prim moment este aparține unei domnișoare, se numește Delia Ciobotaru, o tânără pianistă, dar nu orice fel de pianistă. Delia este elevă în clasa a 10-a la Colegiul Național Emil Racoviță din Iași. Particularitatea prezenței sale în această seară este dată de relația sensibilă pe care o păstrează cu instrumentul său drag, cu pianul, studiat timp de 8 ani la liceul de muzică, împreună cu, bineînțeles, doamna profesor Ioana Pânzaru, pe care o salutăm. Citind cu mare atenție CV-ul Deliei Ciobotaru, am remarcat multă muncă, multă dăruire,
o convingere a faptului că a face voluntariat este un gest, este un antrenament până la urmă pentru viață. Și am observat voluntariatul în cadrul serviciilor sociale Bethany, a Fundației Star of Hope, al organizației Salvați Copiii sau la FIDIT, la ediția a doua. Participări la cursuri de măiestrie pianistică, premii muzicale sau literare, olimpică recunoscută cu diplomă de excelență, iată un portret în câteva tușe ale unui tânăr în plină formare a personalității. Pianist amator, greu de precizat, greu de spus, și veți vedea. Să o ascultați pe Delia Ciobotariu în variațiuni pe o temă de Paganini, o celebră temă de Niccolò Paganini, variațiuni scrise de Itzhak Berkovich pentru pian solo. Thank you.
Sigur, nu este ușor să comprimi orice temă într-un interval atât de scurt. Cu toate acestea, aproape vom reuși. Ne spunea mai devreme guvernatorul Petre Diculescu că primul club s-a format acum 110 ani, în 1905, în Chicago. Ca să avem o imagine asupra dinamicii dezvoltării Rotarii, aproape sau cu puțin înainte de a se împlini 30 de ani de la formarea Rotarii și apariția primului club, în 1929 apare și primul club în România. La acel moment, în întreaga lume, erau aproximativ 300 de cluburi. Primul club în România a avut în București, clubul Rotary București, și a fost urmat în scurt timp de apariția altor două cluburi, în Timișoara și în Cluj. Urmează, după aceea, într-un interval de timp relativ scurt, alte cluburi, între care menționez Arad și Brașov, Câmpina și Cernăuți, Iași și Ploiești. Aceste nouă cluburi au făcut ca în 1936 să se formeze primul district în România, district care avea numărul 84. Cluburile formate în marile orașe ale țării au reușit să atragă elite și să facă proiecte despre care se vorbea foarte frumos. Aceste proiecte erau în domeniul educațional, în domeniul sănătății, asigurând accesul unor persoane fără posibilități la tratamente medicale scumpe, dar și alte proiecte, unele puțin, să spunem, mai neobișnuite, cum ar fi acela al carierei unui adăpost pentru schiori în munți. Era o atmosferă foarte bună, dar care, din nefericire, nu a ținut mult. În 1939, cluburile Rotary, nu numai din România, dar din întreaga Europa Centrală și de Est, au fost interzise de regimurile autoritare care au apărut în acea perioadă. Pentru Rotary în România a urmat o noapte îndelungată, pentru că regimul comunist, la rândul lui, nu a permis niciun fel de organizație de acest tip, ca atare nici Rotary. După 1989, în 1992, cu ajutorul rotarienilor din Franța, istoria aproape se repetă la Indigo, cel puțin la început. Apare primul club în București, la scurt timp în Timișoara și Cluj. Apoi se creează alte cluburi, astfel încât erau 13 cluburi în 1996. În acel moment se vede potențialul acesta de creștere. România și Republica Moldova sunt declarate zonă de expansiune rotariană. Este numit un reprezentant al președintelui Rotary Internațional și rezultatele se văd, pentru că în încă 3 ani apar încă 30 de cluburi noi. Nu numai că au apărut cluburi, dar în 6 ani, în 1990 până în 1996, s-a reușit atragerea a 6 milioane de dolari sub formă de granturi pentru proiecte în România. Pentru ca această atragere să fie și mai eficientă, rotarienii acelor timpuri, care nu sunt chiar atât de îndepărtate, evident, au avut inițiativa și au susținut ca România și Republica Moldova să devină district. Până la acel moment, cluburile din România activau sub umbrela districtului 1160 Paris. Acest lucru s-a întâmplat în 1999, când președintele Rotary Internațional, Carlo Ravița, și bordul Rotary Internațional au hotărât înființarea districtului 2241, cum îi spunem noi, România și Republica Moldova. Ei bine, în acești 15 ani care au trecut de atunci,
districtul a crescut spectaculos. Astăzi avem 117 cluburi în district și peste 3200 de rotarieri. Discutam ieri cu guvernatorul Petre Diculescu, 3240 este situația exactă și la zi. Sigur, am făcut o prezentare foarte scurtă, o prezentare cu multe cifre, dar adevărata istorie a Rotarii și a districtului nostru nu este scrisă în cifre. Ea este scrisă mai degrabă în emoții, în emoția pe care o resimțim atunci când printr-un proiect al nostru facem ca niște oameni să meargă mai puțin înfometați la culcare, sau emoția resimțită atunci când facem ca niște copii să fie salvați de la moarte, asigurându-se accesul la tratamente scumpe în străinătate pe care nu și le pot permite. Sau atunci când reușim să ajutăm tineri talentați prin curse să-și facă studiile mai departe. Dar despre aceste emoții și despre aceste proiecte ale Rotarii cred că vor vorbi colegii mei în continuare. Pentru prezentarea celor mai importante proiecte Rotary pentru comunitatea locală, avem plăcerea de a invita în scenă câteva dintre personalitățile locale, care vă vor vorbi despre implicarea Rotary la nivel local în domenii precum educație, sănătate, social, afaceri. Pentru început, am onoarea de a invita să ne spună care sunt cele mai importante proiecte Rotary în domeniul educației, pe doamna profesor Camelia Gavrilă, inspector general al Inspectoratului Școlar Județean și membru fondator al Clubului Rotary Iași 2000. Este în salutoriu, domnule guvernator, domnilor guvernatori de ieri, de mâine, stimați asistenți guvernatori, președinți și colegi rotarieni. E un moment în care încercăm și un efort de recuperare a memoriei și de sinteză și poate de ce nu aflându-ne între falii temporale să gândim și proiectele viitoare ale mișcării rotariene. Într-un oraș așa cum este Iașiul nostru, cu vocație culturală, cu vocație pentru excelență, cu un trecut încărcat de istorie și de spiritualitate, era imposibil să nu fie un destin special și pentru educație și să nu fie asumat domeniul acesta fascinant și niciodată înțeles sau finalizat pe deplin al educației și în contextul filozofiei rotariene. De peste 20 de ani, cele patru cluburi, unele mai vechi, altele mai noi, au încercat să dea o măsură a valorii și să susțină printr-o lecție de generozitate și proiectele educației. Le-am simțit din interior, ca membru rotarian, le-am analizat ca inspector general, alături de echipa inspectoratului și de oamenii importanți și specialiștii școlii Eșenă, și am constatat că sunt cel puțin două dimensiuni importante pe care, fără a ne fi propus neapărat acest lucru, au fost urmate cu multă consecvență, cu multă dăruire, cu pasiune și cu implicare sufletească profundă. Pe de-o parte au fost proiecte de natură socială, proiecte prin care încercam să asigurăm mult clamatul principiu al egalității de șanse, prin care cei care aparțineau unor medii defavorizate să aibă acces la o educație de calitate. Pe de altă parte, au fost proiecte care au susținut excelența. Și excelența, de multe ori, are drumul ei individual, e un drum personal, e un drum care înseamnă și egoismul rostirii individuale și libertatea de expresie, dar în același timp și foarte multă, de multe ori, multă genialitate, mult talent, care se cer respectate. Și evident că un asemenea tip de asociație, așa cum este cea rotariană, nu putea să rămână indiferentă la valorile intelectuale ale orașului nostru, ale zonei acesteia. Dacă, pe de-o parte, proiecte de tip pro-ruralis, un proiect de succes, la care toate cluburile, fie că vorbim de clubul Rotariaș, că vorbim de clubul Rotariaș 2000, de clubul Copou sau de clubul Curtea Domnească, toate au contribuit într-o formă sau alta, mai mult într-un an sau în altul, în susținerea identificării copiilor talentați cu un potențial intelectual foarte bun,
Din lumea rurală, o lume de multe ori aflată în pragul sărăcii sau al dezavantajului economic, de acolo de unde prin analize, prin explorări sociologice și psihologice au fost identificați și au fost aduși apoi în școlile de elită ale Iașului. Cred că în cei aproape 14 ani de existență, din 2001 apare Fundația Pluralis la inițiativa ziarului de Iași, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar, dar totdeauna alături cu Clubul Rotariană, au fost peste 1000 de elevi care au trecut prin forme diferite de susținere, de sprijin, care au primit burse, care au fost susținuți financiar, care sunt acum deja realizați profesional, fie cu cariere începută, fie studenți în țară și în afara țării. A fost și este un proiect de succes care a fost preluat ca model la nivel de politică guvernamentală sau prin contaminare, prin preluare și dezvoltare originală și de către alte cluburi din țară. Frumos și cred că vom continua și este firesc să facem acest lucru. Rețin cu același respect susținerea pe care Clubul Copou o aduce, Clubul Rotary Copou aduce revistelor culturale și receptivitatea față de ceea ce înseamnă revistă culturală de calitate care se poate controla chiar din spațiul educației sau școlii sau liceului, spațiul preuniversitar. Este vorba de o interesantă și curajoasă revistă a La Carte, care a fost susținut, a fost asumată și este deja un nume susținut și integrat și în cadrul Festivalului Internațional de Literatură și Traducere. Și pentru că vorbim de festivaluri, și Festivalul Internațional de Educație, susținut de Primăria Iași, sau Filidul, Festivalul de Literatură și Traducere, susținut de Consiliul Județean, în ambele ipostaze, momente majore de manifestare a deschiderilor culturale și spirituale ale Iașului, rotarienii au fost alături prin susținere, prin finanțare, prin voluntarii de la Interact și de la Rotaract. Iată și lecția care generozității care se predă din, de la cei maturi, de la seniori spre cei tineri, într-o adevărată ucenicie, într-o adevărată inițiere, într-o valoare, într-o educație. Nu putem să nu ne gândim la proiectul de mai degrabă de interculturalitate al Clubului Rotary Iași 2000, cel care se referă la tabăra tradițională, de artă tradițională cu Guten, o tabără internațională introdusă prin proiectul Youth Exchange al rotarienilor și care înseamnă prezențe de tineri din afară, dar și tineri din România și încercarea de a deprinde maestria olăritului, de a intra în această matrice spirituală care definește și țara și locul nostru și de a descoperi, sigur, și alte locuri culturale importante într-o posibilitate de cunoaștere reciprocă și de descoperirea unor valori autentic românești. Tot ce înseamnă Gala Excelenței în Educație. Sunt proiecte pe care le susțin, ajungem la a patra ediție, proiecte de anvergură, care înseamnă sume considerabile, de peste un miliard. An de an sunt susținute prin colaborări, evident, în primul rând cu autoritățile locale, dar cu rotarieni de suflet, cu clubul de care, sigur, sunt legată sufletește, Clubul Rotary Iași 2000, dar și, în aceeași măsură, cu susținere și cu participări și de la Clubul Rotary Iași și de la Curtea Domnească sau de la Clubul Copou. Pentru că sunt gesturi uneori individuale, alteori sunt colective și înseamnă susținerea olimpicilor naționali și internaționali prin premii, prin momente importante și prin modul în care comunitatea arată că îi pasă, că respectă valoarea, că o susține și o promovează. La fel, proiecte extrem de importante derulează Curtea Domnească de mult timp, plecând chiar de acum 7-8 ani, când împreună cu cluburi din Norvegia și Suedia s-au îndreptat spre orașul Pașcani, nu oraș în care nu se întâmplă nimic, ci oraș în care există multă excelență și filială chiar a clubului, a centrului de excelență Eșean, în care la școala Iordache Cantacuzino au finanțat un semnificativ proiect de aproape 20.000 de dolari pentru dotarea școlii, pentru introducerea elementelor de tehnologie modernă, pentru introducerea de softuri educaționale, pentru susținere cu material didactic de mare calitate, într-un parteneriat internațional autentic.
Sunt o multitudine de proiecte, fie pentru artă, susținerea studenților la facultățile de, artistice sau susținerea elevilor din colegiile de artă, susținere sportive, elemente de filantropie pe care le facem firesc în preajma Crăciunului sau sărbătorilor pascale. Sunt momente în care ne amintim că trebuie să dăruim câte ceva din ceea ce am primit. Foarte frumos spunea, își ar fi dorit Clubul Copou să se numească alumnii într-o rememorare a ceea ce înseamnă a termina, a fi absolventul unei școli, a unei universități și a întoarce ceva către școala care te-a format. Probabil că în felul acesta va trebui să gândim și mai departe dacă vrem să oferim o șansă comunității în care ne-am format și în care ne dăruim prin ceea ce înseamnă mișcare rotariană. În spirit kantian aș spune că o educație bună este o educație care cu siguranță susține tot binele din lume. Deci ideea de bine și de sigur asocind, de frumos, de adevăr, dar mai ales de bine, se face și printr-o educație solidă. Iar dacă noi ne dorim acest spațiu rotarian să fie un spațiu al elitei, pentru că de fapt așa s-a născut el, fie că vorbim de elite intelectuale, elite financiare, elite de toate vârstele, și mă întorc la această stratificare Interact, Rotaract și Rotary, extrem de importantă în devenirea și în piramida aceasta a ascensiunii temporale. Deci, pentru că ceea ce ne dorim este excelența, ar trebui să ne spunem, tot la antici ne întoarcem, la fel ca Aristotel, că excelența nu trebuie să fie doar un act, nu trebuie să se întâmple când și când, ea trebuie să fie felul nostru de a fi, trebuie să fie un obicei. Și, sigur, spunând cu subiectivitate, dacă ne vom întoarce mereu spre educație, cu siguranță excelența va deveni un obicei, nu doar al nostru, al celor care, la un moment dat, transitoriu, suntem prin această lume, dar și al celor tineri în care investim și care ne dorim să contureze mai departe un iaș spiritual, un iaș cultural, un iaș intelectual, integrat în pulsația și vibrația rotariană, fie ea națională sau internațională. Stau aici la pupitrul guvernatorului. Dragii mei prieteni, bună seara la toată lumea. Vă rog să-mi permiteți să sar un pic din tipicul lor de cuvânt în această seară. Vă rog să-mi dați voie, vouă, dragi rotarieni, dumneavoastră stimați oaspeți, să aduc la ceea ce au adăugat colegii mei aici un bemol sau un diez. Rotare, fenomenul rotare, chiar se întâmpla acum 110 ani, cred că la vremea asta, când avocatul Paul Harris, împreună cu trei colegi, au hotărât, era perioada de recesiune în Statele Unite, nimeni nu mai avea încredere în nimeni, toată lumea pe care le-a pe toată lumea, cam cum e la noi acum. Și au hotărât pe un principiu extraordinar de interesant, pe care l-a simțit în luările de cuvânt ale guvernatorului în scaun și al guvernatorului ales, au hotărât să facă o formă de asociere pe un principiu care explică, cred eu, perenitatea acestei forme de asociere. Principiul non-dominanței. Pentru cei dintre dumneavoastră care nu sunteți rotarieni, trebuie să știți că Petre Niculescu, Daniel Tănase, au fost desemnați în funcția de guvernator acum 3 ani în urmă, față de anul în care operează, și 3 ani de zile au urmat un program de training extrem de riguros, pentru că al doilea secret al acestei forme de asociere, care înseamnă Rotary International, este că e una dintre foarte puținele asociații de binefacere care este foarte riguros procedurată. Toate acțiunile Rotary se fac cu o carte care chiar există în fizic. Cum se explică
Ceea ce pare un pic limbă de lemn, pentru că la noi toate sunt mari familii. Școlile sunt mari familii, fabricile sunt mari familii, clinicii particulare sunt mari familii. Dar Rotary chiar este o mare familie, de adevărat era, fără să aibă nimic peiorativ și nici esență de fagă în momentul în care o spui. Explicația e tot foarte simplă și vine de la fondatori. Și anume, modalitatea de întâlnire în cluburile Rotary, eu spun asta pentru nerotarieni care pot crede că e o petrecere de complezență cea din această seară, să fac mereu în același loc, mereu la aceeași oră, mereu cu aceeași oameni. E aproape imposibil să nu-ți devină aproape membri de familie. Și atunci, modul acesta extrem de solidar în care noi răspundem în momentul în care simțim că cineva are nevoie de ajutorul nostru, nu-i doar o figură de stil sau nu-i un exercițiu declamativ. Este ceva extrem de adevărat. Pentru că tipul ăsta de viață în comun, tipul acesta de împărtășire a unor valori, așa cum fac anglosaxonii, cum ați văzut testul celor patru întrebări, foarte simple, dar esențiale, care merg, în fapt, în rătăcina lucrurilor, ne fac pe toți să fim foarte uniți. Iată, la sărbătoarea de astăzi avem doi oaspeți de la Cernăuț, avem un oaspet din Franța, și tipul acesta de împărtășire în comun a unui set de valori ne-au făcut, ca în momentul în care ne-am întâlnit aseară, să ne comportăm de parcă ne-am fi cunoscut de o viață. Ăsta e secretul reușitelor și ăsta cred eu că e și una din rețetele de care România are nevoie la momentul acesta. Un tip de solidaritate dezinteresată și un tip de solidaritate intelectuală, pentru că făcând bine celor din jurul nostru, ne va fi fără îndoială și nouă bine. Nu poți fi fericit într-o mare din nefericire. Și asta rotarienii o știu foarte bine și o fac, indiferent de culoarea pielii, indiferent de continentul în care se află. Și știu că atunci când e nevoie să pot ajuta unii pe ceilalți, dar mai mult decât atât, vă spun un coleg rotarian, domnul profesor Târcoveanu, mai încoace, poți primi necondiționat ajutorul atunci când ai nevoie de el. Asta e sensul noțiunii că un rotarian poate intra la orice rotarian. Poate intra atunci când slujește o cauză care este în plină comunității lui. În fiecare an, ca să tot mai adaug un ingredient, să înțelegeți cei care nu sunteți rotarieni, ci dă tipul ăsta de prietenie foarte adâncă și de legătură foarte specială între noi, fiecare an rotarian are o deviză, care, de regulă, respectă în mod fidel modelul cultural al guvernatorului din anul cu pricepe. Aprinde lumina, spunea Petre, iar tipul acesta din demn, specific guvernatorului din acest an, în acord cu modelul marei culturi din care provine, ne îndeamnă și pe noi să aprindem fiecare luminița noastră, în așa fel încât să putem face, cum s-ar spune, lumina cea mare. Nu vreau să vă dezvolui acum, însă deviza anului rotarian ce va să vii începând din luna iulie, ne îndeamnă pe fiecare dintre noi să fim un cadou pentru Rotary,